domnul Nelu. Atenție! Bine, puiul meu, domnul Nelu. Nu mă mai simt femeie lângă tine, Nelu. Ce am? Ce-mi lipsește? Analizele sunt foarte bune. Eu plătesc tot, așa că fă-ți bagajele, domnule. E căsătorită cu mine. Tu înșel pe Nelu? Ai avut dreptate? Super, mă să mă bucur frumos. Vrei cu amanți? Așa a început relația. Dumneata, lucrezi în sănătate sau ești golan, dumneata? Face parte din tratament. Se pare că scrie prost pe fruntea mea. Vă faceți de cap și cu soția dânsului, dar în același timp vă păstrați și familia. Sunt mai multe feluri de a iubi. Aș dori și eu o mărire de salariu. Vii aici să dor? Bineînțeles că nu. Eu divorțez, clar. Știe că ești căsătorită? Da, bineînțeles, știe. Ție chiar nu ți-e dor de mine deloc? Încă nu ești pregătită pentru așa ceva. Crezi că este greșit ceea ce fac? Pentru acest om ai vrut să mă părăsești? Nelu, tu l-ai plătit? Se spune că familia este nucleul societății, pentru că esența oricărui produs dă consistență și, în cele din urmă, valoare întregului. Cu alte cuvinte, familia și societatea sunt într-o relație de interdependență continuă. Când familia se destramă, regăsirea echilibrului nu înseamnă o altă relație oficializată, ci vindecarea traumelor trecute, acceptând faptul că greșeala este omenească, dar nu eternă. Cine învață din alegerile proaste făcute din necunoaștere, este considerat un zeu al înțelepciunii, iar cine nu o face, se întoarce mereu la aceeași suferință până înțelege cauza și își dă dreptul să renască din propria cenușă, precum pasărea Phoenix. Nelu Paraschiv are 58 de ani și este căsătorit cu Lavinia Paraschiv de 54 de ani. În cei 10 ani de când sunt împreună, au dezvoltat o firmă de construcții care acum este o afacere prosperă. Nelu fiind de formație inginer, iar Lavinia arhitectă. Și eu și Nelu suntem la a doua căsătorie. Amândoi avem copii din căsătoriile anterioare, dar când ne-am cunoscut a fost dragoste la prima vedere. Cum viața poate părea nedreaptă de multe ori, Lavinia a fost lovită de o boală cruntă cu care se luptă de un an, dar puternică de fel și încercând pe cât posibil să nu pară o epavă în fața soțului ei, doamna noastră se îngrijește cât poate de aspectul ei, inclusiv când este acasă. Bijuteriile sunt nelipsite, se dă cu autobronzant și poartă în permanență peruci sub orice formă. Din păcate însă momentele de slăbiciune fizică și durerile își spun cuvântul. Însă răbdător, grijuliu și atent, Nelu este alături soției și o îngrijește zi de zi de zi. În același timp, el trebuie să aibă în vedere și firma, unde, ca factor de decizie, se vede obligat să se concentreze și să se desprindă de problemele familiale care îl tulbură. Bună dimineața! Bună dimineața! V-am adus cafeluța, domnule Nelu. M-am gândit la dumneavoastră. Se pare că cineva a venit în concediu. Da. Aș vrea să vorbim câte ceva. Pot să iau loc? Bineînțeles, te rog. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Sigur. Ce faceți? Foarte bine. Spune-mi câte ceva. Cum a fost în concediu? A fost foarte bine, însă nu prea am fost eu așa încântată de ei mei, că m-au pus la treabă. Știți cum e la țară. Ai fost la ei tăi? Da, am fost la ei mei, la țară, să-i mai ajut, cum se spune, da. Și ce fac? Ei sunt bine, eu am venit cu nervii la pământ, cum se spune. Nu prea mi-a prit așa. Corina este o puștoaică cu mult potențial. Mi-am dat seama de treaba asta de prima dată când am văzut-o. Deci să înțeleg că ai tăi trăiesc din gospodărie. Da, cum se practică la țară. Un ouleț, o găinușă, o prepeliță, un porcușor, un guiț, o cătare, o văcuță? Da. Băi, cred că odată o să-mi fac și eu un pic de timp să vin pe acolo.
Chiar îmi place viața. Da, ar fi foarte drăguț. Și... Puteți veni acolo, că aveți cazare gratuită, cum se spune. Nu este niciun fel de problemă. Nu pot să mint. Îmi place să mă dau pe lângă Nelu. Și știu că și lui îi face plăcere. Dar oricum, ales deosebit de bine. Să vede mulțumesc, că frumos. Viața la țară îți priește. În concediu doar. Adică mult mai bine aici. Adică îți place să o privești viața la țară, nu s-o... Da, da. Îmi place mai mult aici. Conduc o firmă de construcții de peste 15 ani. Angajații mei mă iubesc pentru că sunt un om de cuvânt. Am auzit că organizați un team building în Croația. Ia uite. Și am venit să aflu mai multe detalii. Știți că sunt foarte curioasă de acest team building. Da, dar întâi vreau să văd analizele la vinii. Dacă ies bune, cu cea mai mare plăcere, sigur că da. O, Doamne, dar, ajută să fie bine chiar. Da, și eu mă gândesc, că mă gândesc și eu foarte mult la acest rezultat care mă macină destul de mult. Păi și acum cum se simte? Adică e bine, e ok? Ce vedeți și dumneavoastră? Măi, ce pot să spun? Mie mi se pare un pic mai bine, dar... Păi îți dai seama, până nu văd negru pe alb, nu pot să-mi dau seama. Asta îmi place la tineretul din ziua de astăzi. Au inițiativă, mă rog, unii dintre ei. Singurul lucru, să zic, care mă ține în formă este energia pe care mi-o dai tu, pe care mi-o dați voi. Da, aici suntem, mă încarc bateriile tot timpul. Suntem încărcarea energiei pozitive, nu negative, nu? Asta trebuie, da, să știți și dumneavoastră. Eu de-aia am zis să vă ridic așa un pic, să fiți mai puternic. De-aia zic să mergem în team building, să schimbați aerul cum vine, că sunteți tâlpucase până la urmă. Trebuie să faceți cumva să fie bine. În general, când îmi propun ceva, nu mă las până nu-mi ating obiectivul. Ce vreau să vă spun și să vă rog, aș dori și eu o mărire de salariu. Pe merit, de data asta. Din nou? Dacă mă înțelegeți. Păi n-a fost acum două luni, Corina. Păi da, dar eu vreau pe merit acum, adică pentru ceea ce merit într-adevăr, nu așa... Pe merit. În viața asta am învățat că trebuie să-ți faci loc, nu să aștept să-ți vină rândul. Vino tu cu un proiect nou, vino cu ceva care satisfăcător pentru o prosperitate financiară a societății noastre, a firmei noastre, și atunci, bineînțeles că vei avea o mărire de salariu cu câteva cifre în plus. Când aș putea să vin cu proiectul? Păi, chiar mâine. Mâine? Da. Nu știu cum o să pot să mă pregătesc așa repede. Corina, acum pleci acasă, acum te liberezi și faci proiectul până mâine. Nu trebuie să stai până la 4. Îmi dați liber? Bineînțeles, acum. Gata, am fugit. Vă mulțumesc frumos, să rămână mult. Te pup, te pup. Mulțumesc. Dacă nici eu nu știu să-l conving, atunci nu știu cine o poate face. Măi, la 25 de ani, normal Corina să aibă un alt tonus decât domnul Nelu și cum echipa dânsului este formată în general de angajați mai tineri, competenți și entuziaști, este de înțeles ca atmosfera și energia din firmă să fie diametral opusă față de cea de acasă. Însă, domnule Nelu, sperăm că la un moment dat vom afla totuși dacă relația dintre dumneavoastră și tânăra secretară se rezumă doar la sarcinile de serviciu sau nu, dacă înțelegeți la ce facem aluzie. Pentru că nu ar fi corect față de doamna Lavinia să înțelegeți dumneavoastră. Cu toate acestea, soția ta suferă, Nelu dragă. Poate că boala a transformat-o pe Lavinia într-o femeie mai dificilă, însă cea mai mare apăsare a ei este faptul că soțul ei s-a îndepărtat de ea. Acest lucru o complexează și o face să se simtă mai mult o pacientă decât soție. În plus, emoțiile care o încearcă legate de rezultatul analizelor o copleșesc. Mă simt o povară pentru familia mea. Știu câtă suferință a provocat boala asta mea. Hei, ce faci, draga mea? Ce să fac, mi-e puțin rău. Ce faci, cum te simți? Nu prea bine. Hai că ce-a fost greu a trecut, da? Nelu, m-am săturat de viața asta. Draga. Nu mai pot, nu mai suport. Cu peruci pe cap, pe căldura asta, ca să nu râdă lumea de mine sau să zică lumea ceva, nu mai... Lavinia, ce-a fost greu a trecut? Lasă, draga mea, poți să fie bine. Lasă, hai. Mă mângâie pe cap ca pe un câine.
Ajută-mă să mă ridic un pic. Da. Hai, ușor, ușor. Ușor. Așa. Hai. Oh, gata. Nici eu nu mai rezist mult. Dar ce să facem? Dăm înainte așa. Te rog să mă crezi, mi-e atât de frică dacă nu sunt analizele bune, ce dragă fac? Mea. Hai, te rog frumos, fii un pic mai bărbată, te rog frumos. Hai, înțelege-te cât că... de bun ești, măi, omule, măi. Draga mea, tot timpul am fost lângă tine și voi fi, nu-ți face griji, te rog. Încerc să mă aranjez în fiecare zi, să fiu sexy pentru el, să arăt bine, să fiu frumoasă, dar... el parcă nu apreciază. Ei, mai ești un pic așa moale, dar o să-ți treacă. Sper să nu se mai întoarcă. Nu se mai întoarcă. Sper. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu faptul că tu ești lângă mine și... sunt aici, dragă mea, tot timpul. Mi-ai făcut toate poftele și tot ce am avut nevoie. Orice ai nevoie, viața mea, orice ai nevoie vei avea la orice oră din zi și de noapte. De când m-am îmbolnăvit, soțul meu a fost tâlpul casei. Ce e aici? Ce? Unde? Fondeten, pudră. Nu, e de la aia mică, draga mea, a venit în concediu. A fost pe la părinți. Secretara? Da, draga, a sărit de gâtul meu așa ca un copil. A fost pe la părinți. Așa? Mi-a spus că, cum e viața la țară? Oh. Găini, cotare, a făcut curat la animale. Cum e? Săracă. Da, și a sărit de gâtul meu. Ia uite, vezi? Nici n-am observat că m-am viața, udărit. Viața de la București nu se compară cu viața de la țară, nu? Acolo faci multă treabă, dar cum ești tu un bun și ajuți pe toată lumea. Draga mea. Te-a ajutat-o și pe ea să-și facă un rostoșor aici. Asta este. Trăiește și ea pe lângă mine, mănâncă o pâine, ce să fac? Da. Simt că ceva nu este în regulă. Simt că boala asta m-a urățit în ochii lui. Trebuie să plec cu copiii în team building, știi? La recreere, la aer curat. Da, știi? Să vă odihniți un pic, da, că ai fost atât de stresat și... cu problemele mele și cu boala mea. Și o să fie bine și cu, tine, și cu ei și cu tine. O să meargă, uite așa, merge o, una, Doamne, după alta, o să fie o roată foarte bună. În care și tu o să fii bine. Să... da. Mi-e frică, nu cred. Nu cred că o să revin. Mai e un hop. Nu știu ce să fac. Ia spune, ce ai mâncat azi? Hai. Ei, n-am mâncat. Ce cum să n-ai mâncat? Nu mai îmi spune de asta că nu mi-arde de mâncare, Nelu. Nu mi-arde de mâncare. Mi-este atât de rău încât chiar nu am auzi, nevoie. Auzi, eu mă duc și mă uit în frigider. Ei, dacă n-ai mâncare, auzi, o aduc pe fata aia înapoi. Menajera care am avut-o. Eu știu că tu vrei binele și vrei să nu ridic nici măcar un pai, dar nu pot totuși să stau așa. Vrei în căsuța noastră eu trebuie să fac, nu trebuie să la vină binia. Nimeni. Mâine angajez bucătar. Eu nu de asta am nevoie. Eu am nevoie de afecțiune, de dragoste, de iubire. Știu că m-ai ținut numai în puf, că am avut o situație financiară extraordinară, că m-ai răsfățat, că, uite, mi-ai plătit... tratamentul ăsta cu boala asta nesuferită. Nu contează, pentru tine fac orice. Știu că faci orice, dar... dau orice, nu, numai nu, să te văd nu, în viață. Nu vreau nimic, să nu, vreau, bine. Nu am nevoie de nimic. Sincer, îmi lipsește viața mea alături de Nelu. Viața mea dinainte de boală era o aventură în fiecare zi. Tu vrei să-mi faci toate plăcerile și toate, tot ce este mai bun mi-ai dat și tot ce este mai frumos. Știi ce mi-ar prinde cel mai bine și ce m-ar face? Ia spune, dragă. Atât de bucuroasă. Spune. Și cred că mi-aș reveni mult mai repede. Spune. Să te muți înapoi, să dormim împreună. Ei, asta nu. Asta deocamdată nu. Te rog frumos. Te sunt urâtă, nu-i așa? Nu interpreta așa, draga mea, ești urâtă. Încă nu ești refăcută la maxim, încă mai stăm așa câteva luni bune. Nu te supăra. Asta este, ce vrei? Hai că put ca un câine. Am venit până la aglomerație și încă... Te duci să-ți faci un duș? Da, m-am dus să-mi fac un duș. Hai, ne vedem, da? Hai. Vii aici să dormi? Bineînțeles că nu. Eu știu ce gândește ea, dar din păcate nu se poate. Nu aș suporta ideea să știu că i-am făcut vreun rău. Au trecut 2 săptămâni și cu rezultatul analizelor, Lavinia a venit la doctorul curant. Toate speranțele ei pentru o viață mai bună depind de aceste hârtii. Oh, ce faceți, doamnă? Ce să ce fac, domnul Adrian? Bine? Bine, am venit să-mi fac
Foarte bine, foarte bine. Cum tu ce faci? Bine. Foarte bine. Încă mai sunt bine. Foarte bine, mi-era dor de dumneavoastră. Ei. Serios, bine, nu în situația asta, dar aș fi vrut să vă văd. Ei, cine știe. Adrian îmi face ziua mai frumoasă. De fiecare dată. Întotdeauna mi-aduce zâmbetul pe buze și îmi dau seama că este emoționat în preajma mea. Arătați foarte bine. Ei, lasă, ce fac copii? Foarte bine, poate ți-i prezint odată. Ei, și soția? Și e și ea bine, n-are treaba ea cu ce fac eu. E greu să-mi accepte complimentele, pentru că nu are încredere în ea. Dar o voi face să-și recapete această calitate. Ia uite-te tu pe astea, poate ai mai mult noroc decât mine. Eu nu înțeleg nimic din ele, nimic nu înțeleg. Păi, foarte bine, uite. Indicele tumoral aproape a dispărut. Doamne! Foarte bine! Dacă spun, tot e în regulă. Păi asta e o veste bună, dacă îmi dai o veste bună, ești un înger! Un înger care vrea să te facă bine și să stea lângă tine, da? Îmi dă semnale de mai mult timp că mă apreciază, dar eu nu știu cum să-i răspund. Așa m-aș bucura să scap, să bine, scap. Întâi trebuie să facem un CT, domnul doctor o să-ți spună exact, dar din punctul meu de vedere e perfect. Am scăpat. Doamne, ești un înger. Dacă asta este, astea sunt analizele și sunt bune, foarte bine. Doamne, Dumnezeule. Trebuie să sărbătorim la o șampanie. Glumești. De ce să glumesc? Mi-ar face plăcere să ne vedem, nu în condițiile astea, bineînțeles. Ei, dar bineînțeles că nu aici. Ei. Deci rămâne stabilit. Ei. Să fiu întâi bine și după aceea vedem. Asta depinde numai de noi. Aș vrea să ies, măcar să ies cu cineva, să stau de vorbă, cu cineva care îmi oferă o stare de bine. Uite, eu nu mai pot să stau. Bine. Sper să ne vedem în curând la CT. Doamne, mă duc, mă așteaptă un pacient. Bine, spor la treabă, sănătate. La revedere frumoasă. La revedere. Pe toată perioada ședințelor de chimioterapie, pe lângă dedicarea lui ca asistent, Adriana a avut mare grijă de Lavinia. Firea lui optimistă și încurajările lui au ajutat-o să își învingă neîncrederea și deznădejdea. Iar acum a sosit momentul să-i se confirme că lupta ei împotriva acestei boli cumplite a luat sfârșit sau nu. Bună ziua, domnul doctor! Sărămâna, doamne! Sărămâna! Ce faceți? Cum sunteți? Luați-mi loc! Mulțumesc din suflet! N-ai nevoie că le știu! Vă rog din suflet, îmi spuneți tot adevărul, nu mă mințiți! Spuneți-mi, vă rog mult de tot! Altuna decât adevăr. Și vreau să vă văd zâmbetul pe buze. Cum adică? Analizele sunt foarte bune. Vorbiți serios? Foarte serios. Hai, doctor, ce minune. Sigur? Foarte sigur. Oh, Doamne, Dumnezeu. Toate rugăciunile mele au fost ascultate. Nu am cuvinte. Mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc din tot sufletul. Îmi fac datorie. Fac tot ce pot eu mai bine pentru pacienții mei. Mulțumiți-i lui. Doamne, el este cu noi întotdeauna. Doamne, Dumnezeu. Pot să cred. Extraordinar. Deci, m-am vindecat, sunt bine, da? Sunteți o femeie foarte puternică. Trebuie să vă mulțumesc și dumneavoastră. Ați luptat cot la cot cu noi, în egală măsură. Nu știți ce, câtă bucurie îmi faceți că mi-a stat această veste. Împărtășim aceeași bucurie. Mulțumesc, vă mulțumesc din tot sufletul meu. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot, domnul doctor. Mulțumesc din suflet. Cea mai plăcere. Eu îmi fac datorie. Lavinia a luptat mult. Am prins boala într-un stadiu destul de avansat. Ce rugăminte am eu la dumneavoastră? Vreau să continuați cu regimul, cu alimentația, la fel ca și până acum. Deci să mă ferezi de prăjeli, să mă ferezi de grăsimi, să mă ferezi prăjeli, de... Prăjeli, grăsimi. Mâncați cărniță. Ce cărniță doriți dumneavoastră? La grătar. La cuptor. Prea mi-a fost foame, domnul doctor, ce să spun. Știu, o să trebuiască să vă duceți la recepție. Așa. V-am prescris o rețetă. Aveți acolo vitamine. Of. Sunt pentru ca să vă reveniți mai repede. Sunt perfuzabile cumva? Da, sunt perfuzabile. Of, m-am săturat. Dar am să le fac și am să țin cont trebuie de sfaturile dumneavoastră, domnul doctor. Ca să ne facem bine. Sigur, da? Sigur, sigur că da.
Vă mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc mult de tot. Sănătate multă. Doamne ajută. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot. Ce veste minunată! În cele din urmă a răsărit soarele în viața Laviniei, care împreună cu domnul doctor au învins o boală cruntă. Cum e? Ai avut dreptate? Super, mă bucur, frumoasă! Ai avut dreptate, ai avut dreptate. Totul e foarte bine, a ieșit. Mi-au ieșit analizele excepționale. Nu mai am nimic. Wow! Și invitat la un restaurant, numai că eu mai am 2 ore de stat. E, lasă, poate cu altă ocazie, altă dată, cu cea mai mare plăcere. Sincer, prima persoană pe care vroiam să o văd după această veste era Adrian. Uite cum facem, dăm numărul tău și te sun în weekend. Ce-ți place să mănânci? Unde vrei să mergi? Nu știu, mă gândesc. Oricum, mai vedem. Sincer, l-aș fi așteptat, dar totuși nu vreau să pară că sunt disperată. Mi-e și rușine puțin. Mai așa vedem, facem, da? Te sun și ne auzim, da? Abia okay. Aștept să ne vedem. Bine, mă bucur din suflet că sunt bine. Pa, pa! Lavinia radiază de fericire. Rugăciunile ei nu au căzut pe pământ și destinul i-a oferit un nou început. Adrian, la rândul lui, împărtășește bucuria și rămâne uimit de vestea cea mare. Vestea minunată a ajuns și la urechile domnului Nelu, care, în culmea bucuriei, găsește oportun să sărbătorească alături de mai tânăra lui secretară. Ciudat, nu? Cel puțin buna dispoziție a Corinei ne intrigă. Oare mai au ei și alt motiv pentru care se simt atât de bine? Pe lângă faptul că Lavinia este oficial vindecată, Corina merită promovată. Deci, trebuie sărbătorit pentru asta. Sănătate multă. Sunt super, super încântată. Sunt foarte fericită. Vai, dacă vă dau, eu sunt înnebunit. Lavinia mea a primit cel mai bun rezultat. Sunt și nu plecăm în Croația? Sunt fericit că e bine. Da, și eu, da, ai spus, dacă e bine, plecăm în Croația. Da. Nu? Asta zic. Să bem pentru sănătate. Croația. Și pentru noi. Da. Bună ziua. Ah, Miruna, ce faci? Vai de capul meu. De unde a apărut Miruna? Uite, bine, am venit în vizită, văd că veștile bune circulă repede. Da, sigur că da, poftim, intră. Auzi, Cori, te rog frumos, adu-i și Mirunei un pahar. Încântat, da, bună, da, da. Miruna, da. Corina, îmi pare bine. Mergi liniștită, da. Cam ciudată apropierea asta. Cine e domnișoara? De asta mi-era frică, să nu înceapă să-mi pună întrebări. Ce ciudată, e normal să fie așa, este angajata mea. Ce ți-a părut ceva, ne l-a rucuit? Da, era puțin așa. A, nu, e și încântată de rezultatul care i-l-am dat cu mama ta. Este foarte... A, deci de asta, de fapt... Da, 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 pentru asta chiar serveam... Chiar de asta venisem. Toată lumea, toți angajații la noi în societate au fiecare câte o șampanie pe masă. În foarte frumos. Această onoare sunt atât de fericit că ai și rezultatele bune, extraordinar. Deci eu mă bucur foarte mult, mă bucur atât de tare. Venisem să vorbesc ceva cu tine. Nelu, legat de toată treaba cu mama, doar că s-a părut puțin ciudățică. Deci, nu, Miruna, nu, să nu te gândești la altceva, să poate. Chiar și eu mă gândeam să știi că mașina de la firma Prosofin, când vine cea nouă. Haideți că vă pun eu șampanie sau? Servește-o tu, te rog frumos, hai, servește-o tu pe Miruna. Ok. Scuze. Da. Eu mă retrag, da? E ok, da? Mă aștept de la o domnișoară de genul ăsta să încerce să se dea pe lângă Nelu. Dar știu, în schimb, că el nu s-ar uita după așa ceva. Cum îți spuneam, mașina firmei s-a cam învechit, are 5 ani, e normal. Și vine cea nouă. Și m-am gândit la tine. La mine? Da, da. Am vrut să-ți fac o surpriză și cred că este o surpriză. Totuși, va fi a ta. Așa și nu mai trebuie să dau eu nimic pentru ea? Cum să dai, să poate? Doamne ferește! Să bem pentru... Eu apreciez, dar foarte mult, doar că... Da. M-aș fi așa, de ce nu-i dai lui Ionuț? Păi, dar nu i-am dat lui Ionuț, am trecut, te rog frumos. Ionuț i-am dat, am trecut mașina cealaltă care... Serios, o să o iau eu? Bineînțeles! Ce tare, mulțumesc frumos! Hai că am dres-o! Totdeauna i-am luat ochii Mirunei cu bănuții. M-am mai gândit la ceva. La ce? Cred că o vacanță deosebită, după necazul ăsta care a fost,
tu și Lavinia, tu și mami, da? Nu știu, uite-te pe toate site-urile astea, la munte, la mare, în străinătate, în Grecia, unde vrei tu, pe ce insulă vrei. Aș vrea să vă petreceți câteva săptămâni bune pe acolo, pentru că merită. Serios? Da, da, da. Pentru că și eu încep acum demararea proiectelor, pentru că am rămas foarte mult în urmă. Asta nu e o problemă, dar atâta timp cu necazul care dăduse peste noi. Dar voi trebuie să vă distrați. Da, nu, apreciez foarte mult, doar că nu mă așteptam, mai arată așa puțin prin surprindere. Văd că am venit să vorbim despre mama și tot vin surprizele, de parcă devine ziua asta și mai bună. Asta mi-a plăcut întotdeauna la el. Știe cum să o răsfețe pe mama și oferă întotdeauna tot ce are nevoie. Miruna, este plăcerea mea, te rog frumos, trebuie să se întâmple așa. Apreciez, dar uite, legat de mama, voiam să te rog ceva, de fapt, Nelu. Dacă ai putea acum, pentru că a trecut printr-o perioadă foarte stresantă, când e să reînceapă activitatea, mi-ar plăcea să nu o înceapă, de fapt, măcar pentru cel puțin, nu știu, 6 luni, ca mai să-și mai revină și ea, că deja abia s-a mai redresat și... Mai, dar nici se pune problemă, Miruna, sigur că, dar cel puțin 6 luni. Ce 6 luni? Un an de zile, un an de să stea acasă frumos, dar știi că pe ea mă apucă și de aia. Dar nu, eu mă ocup cât pot, dar știi că pe ea mai apucă, simte că stă degeaba, mai ales că a avut perioada asta și s-ar putea să... Nici o problemă, și eu voi accelera foarte bine, trebuie să stea acasă, să se refacă, încă nu este refăcută. Eu ce... Ia, ai și rezultate astea bune, foarte bine, trebuie să le menținem. Sunt foarte recunoscătoare pentru toți banii pe care i-a dat Nelu pentru multiplele tratamente ale mamei. Nu știu altfel ce ne-a fi făcut fără el. La nu știu, poate nici nu mai aveam lângă mine dacă nu erai tu și sunt foarte recunoscătoare atât pentru treaba asta. Cât și Lavinia meritați toată atenția mea și știi foarte bine că tot ce fac pentru fericirea voastră, pentru prosperitatea familiei noastre, da? Mulțumesc frumos. Așa, mă bucur tare că ai venit. Mă bucur și te-am găsit. Pentru sănătatea mamei tale și să mulțumim lui Dumnezeu, da? Da. Nu poate fi contestat ajutorul pe care Nelu l-a oferit soției lui și fiicei acesteia, Miruna, însă nu este de omis nici dibăcia cu care el își ascunde aventura cu secretara, ci nici maniera diplomată prin care încearcă să mulțumească pe toată lumea. Crezi că este greșit ceea ce fac? Cu soțul ești fericită. Ție chiar nu se dor de mine deloc? Încă nu ești pregătită pentru așa ceva. Dar soția ta? Soția mea? Ce treabă are? Știe că ești căsătorită? Dar bineînțeles știe. Tu îl înșel pe Nelu? Eu plătesc tot, așa că fă-ți bagajele de unde. Că ai stat puțin singură și parcă te-a tâmpit de tot singurătatea. Nu mă mai simt femeie lângă tine, Nelu. Ce am? Ce-mi lipsește? Lavinia arată din ce în ce mai bine. Ea încearcă să redevină cea care era înainte de a se îmbolnăvi și toate acestea sunt pentru a-l cuceri din nou pe soțul ei. Oare va reuși? Ce faci, iubita mea? Bine. Uite ce ți-am adus. Ceea ce trebuie, ce-ți face bine la sănătate. Hai, pe bune, Nelu, hai mă, las-o încolo. M-am săturat de pastile, te rog frumos. Dar stai, dragă, de ce faci așa? Ei, lasă-mă, cum te-ai săturat de pastile? Crezi că ești încă 100%? Dar sunt bine. Dragă, doctorii știu când ești bine. Te rog frumos. Doctorul a spus că analizele mele au ieșit foarte bine și sunt foarte bine. Nu o mai pot privi ca înainte. Tot ca pe un om bolnav o văd. De ce te porți așa, nu știu? Parcă ți-aș vrea rău. Păi nu că-mi vrei rău, dar mă îndop cu pastile, într-una mă îndop cu pastile. Draga, mă, vreau să te văd sănătoasă. Dar sunt iubito. Sănătoasă. Eu vreau să... Sunt tot sănătoasă? Văd, să te văd din nou la capacitate maximă cum ai fost până acum, să știi. Și ce crezi că nu sunt? Eu știu. Hai, pe bune, crezi că nu sunt? Draga, stai puțin, stai să-ți explic. Nu te supăra. Dar te rog să respecti ce au spus doctorii. Dar mi-au spus că sunt bine. Mi-au spus că sunt sănătoasă, că nu am nimic și că... Ție chiar nu ți-e dor de mine deloc? Ba da, draga mea, crede-mă, te-au fost. Încă nu ești pregătită pentru așa ceva, crede-mă. Cum adică? Ce vrei să spui? Eu zic să nu mă mai iubești. Nu mă mai vezi femeia care am fost până acum?
Dragă, adică ce vrei să spui? Te iubesc. Ce vrei mult să spui? Știi foarte bine că te iubesc. N-am pe alta, n-am pe nimeni. Nu mă pot apropia de ea. Nu simt să o fac. Cel puțin nu acum. Eu vreau să te văd așa cum te știu eu. Da, așa sunt. Așa sunt. Sunt mai foarte bine, sunt foarte bine. Haide, Nelu, te rog. Lavinia, ascultă-mă. Haide. Lavinia, te rog. Mă frustrează lucrul acesta. Cu cât îmi doresc să mă apropii de el, cu atât el fuge de mine. Vreau pur și simplu să mă iubești și să te iubesc. Și cer prea mult? Dacă mi-a dat, ți se cer pare că mult? Nu te iubesc? Chiar ți se pare că deci m-am ce schimbat? Nu m-am schimbat sub nicio formă, dragă. Ba da, te-ai schimbat foarte mult. Foarte mult ai schimbat. Deci uite-te și tu, mă rog de tine. Te implor. Te implor și tu nici măcar nu mă bagi în seamă. Asta-i culmea. Sunt lângă tine și asta valorează tot din lume. Uite, sunt lângă tine. Indiferența lui mă scoate din minți. Nu mă mai simt femeie lângă tine, Nelu. Ce am? Ce-mi lipsește? Draga mea, dar înțelegi de un lucru. Eu nu vreau decât să te menajez viața mea. Eu nu vreau. Chiar mă crezi atât de fragilă? Nu, draga mea. Crezi că mă sparg? Sunt un ca un pahar? Sau ce? N-am înțeles. Viața mea, ești un bulgăre de cristal în sufletul meu. Înțelege-te, sufletul meu. Nu există. Dar nu vreau să te văd. Nu vreau să te văd zăcând. M-am săturat să te văd bolnavă. Să te văd. Să te văd la pat, crede-mă, nu vreau să te întoarcă boala. Nu vreau să te întoarcă, crede-mă. Sunt foarte bine, Nelu. Vreau să mă simt femeie, vreau să mă simt fericită, vreau... Dar uite, cu tine nu mai sunt fericită, nu înțeleg. Știu ce își dorește, dar e absurd. Pentru mine e complicat. Ceea ce îți cer eu este ceva normal. Orice bărbat are nevoi. Nevoi fiziologice, nevoi din dragoste, nevoi de... Dar tu, Nelu, nu se poate așa ceva. Tu ai pe altcineva? Nu, iubita. Trebuie să-ți rezolvi într-un fel toate treburile astea. Nu se poate. Draga mea, tu nu înțelegi, draga mea. Chiar nu mă înțelegi. Cum să am pe altcineva? Cum crezi că aș putea să mă duc cu altcineva când tu... Te simt, te știu la rău. Cum? Crezi? Dai cu rău într-una și mă enervez. Chiar mă enervez, Nelu, sunt foarte bine, te Nelu. Cum să mă calmez? Cum să mă calmez? Doar în creierii tăi. Dumnezeule, ești de groază. Dacă el crede că relația noastră de cuplu se repară în felul acesta, se înșală amarnic. Deci văd că nu avem sursă de izbândă. Nu e înțelegere. Să știi că dialogul ăsta îl continuăm mâine, să știi. Eu nu pot, văd că nu se poate vorbi cu tine. Eu îți doresc o seară bună, noapte bună, învelește-te, că știi să foarte bine că nu vreau să... Vai, să nu cumva nu să răcesc. Nu vreau să fie greu. Hai, vorbim mâine. Îți doresc o seară bună. Da? Mă gândesc că perioada asta în care am dormit separat, eu și Nelu, ne-a distanțat. De-aia am și început să mă uit după Adrian. În mod voalat, Nelu a reușit și de data aceasta să evite orice apropiere de Lavinia. Singurul progres din relația lor, dacă poate fi numit așa, fiind acela că au reînceput să doarmă împreună. Au trecut două zile și Adrian a invitat-o pe Lavinia la o întâlnire în parc. Atent ca întotdeauna și manierat, el i-a adus celei pe care o simpatizează și un buchet frumos de flori. Te aștept cu un buchet de trandafireo, te aștept pe aceeași bancă plină de amintiri. Bine. Wow! Mersi mult, ce frumos e! Am vrut să-ți iau unul mai mare, dar grăbindu-mă să nu te fac să aștepți, asta l-am luat în grabă. Mersi mult! Ce faci? Bine, ne așezăm? Te rog! Mă dor picioarele, te am rog. Adergat. Te rog! Ce faci, cum ești? Bine, mulțumesc, tu ce faci? Nelu a plecat în team building și așa mă plictiseam acasă, abia așteptam să ies. În primul rând, mă bucur că ai acceptat invitația mea și îți mulțumesc din suflet. N-aveam cum să nu vin. Chiar îmi face plăcere și mi-a făcut plăcere să ne întâlnim. Chiar să putem vorbi. Spune-mi despre tine. Ce să-ți spun, Adrian? Am
54 de ani, sunt de profesie arhitect, am o fată din prima căsătorie, pentru că acum sunt la a doua căsătorie, o fată Miruna, are 26 de ani, sunt căsătorită, cum de altfel bine știi, și... Cu soțul ești fericită? Am fost fericită, acum... Ce să-ți spun? Nu știu, nu cred. Nu știu ce să-ți spun. Simt că mă place și ce este mai ciudat este faptul că și eu mă simt atrasă de el. Știi, să nu te sperii, eu sunt mai direct. Mie îmi place să spun lucrurile pe nume. Uite, eu am doi copii, știi bine asta? Da, știu. Eu și soția mea suntem mai mult parteneri. Și acum nu mai vreau să pierd timpul. Cumva acum îmi pare rău de lucrurile pe care le-am pierdut în trecut. Și am început să iau decizii mai mult din suflet. Deja am o vârstă și încerc să-mi pun lucrurile la punct. Și vroiam să spun că îmi place mult de tine. Nu vreau să te sperii, dar mi se pare că și ție îți place de mine. Nu pot să negi asta. Nu am de ce să neg. E foarte adevărat că altfel n-aș fi fost aici. Dar nu știu ce să spun. Se vede că e dornică de afecțiune, la fel cum sunt și eu. E un schimb echitabil pe care îl propun. Ești o femeie frumoasă, mă atragi. Cred că dacă ne-am dat o șansă, ar putea fi ceva frumos între noi. Și eu cred asta. Dar spune-mi, te rog, din câte îmi spui tu mie, să înțeleg că nici la tine nu e totul roz, nici tu nu ești fericit? Sau? E o poveste lungă. Mai mult stăm pentru copii. N-am mai avut o viață de familie de mult. Dar da, aș vrea să-mi dai o șansă, aș vrea să te cunosc. Dacă, bineînțeles, și tu vrei. Ce am de pierdut? Și așa relația mea cu Nelu e pe ducă. Ce are dacă încerc? Eu de curând mi-am închiriat un apartament. Așa. Și tu, ca arhitect, cred că ai putea să-mi dai o idee cum să-l reamenajez. De ce nu? Cu mare drag. Și dacă va fi să fie ceva între noi, aș vrea să fie fără obligație, natural, fără să pun presiune. Vreau doar să știi că mi-aș dori să fie ceva între noi. Să știi că nu gândești rău, pentru că cred că niciunul dintre noi nu vrea să-și creeze obligații. Lăsăm timpul să decidă ce va fi, va fi. Cu siguranță va fi ceva frumos. De asta sunt sigură. Deci vrei să mă ajuți cu reorganizarea? Cu mare drag, de ce nu? Atunci să mergem. Acum? De ce nu? Ce avem de pierdut? Ok! Nu vreau să mai pierd timpul. Pentru mine orice secundă contează de acum. Sufletește, Lavinia nu se mai simte împlinită alături de Nelu și dacă tot are șansa unui nou început, simte că Adrian îi poate oferi atenție și pasiune. Uniți de aceleași nevoi și dorințe, cei doi amanți își încep aventura fără să mai stea pe gânduri. Am învățat că viața trebuie prețuită mai ales atunci când ești pe cale să o pierzi. Nu vreau să am regrete, trebuie să trăiesc fiecare clipă. Boala a fost o sincopă dură pentru Lavinia, care se pare că i-a schimbat optica asupra vieții. Ea vrea să trăiască intens fiecare clipă, uitând parcă meritul major pe care Nelu l-a avut în perioada cât a fost bolnavă. Oare nu renunță ea prea ușor la luptă pentru salvarea căsniciei? A sosit momentul să o cunoaștem pe Ortenzia, buna prietena Laviniei. De ceva timp ele nu s-au mai văzut, dar iată că până la urmă au convenit să se întâlnească și să petreacă ceva timp împreună, așa ca în vremurile bune. Să-ți dau o veste bună! Hai, spune! M-am vindecat! Uau, super! Mi-au ieșit analizele extraordinar de bine. Super, niște! Dar asta nu este tot, iubita mea! Nu este mai mult decât atât. Important este că te-ai făcut bine, pentru că eu știu că tu ești o femeie puternică. Îți mai aduci aminte de asistentul de la spital care avea grijă de mine? Adrian, un tip drăguț. Nu-mi spune. Ba da. Nu-mi spune. Ne-am întâlnit, am început o relație cu el. Nu pot să cred. Ba da, să crezi. Într-un cuplu, flacăra trebuie menținută vie.
Dar dacă Lavinia a ajuns să se uite la alți bărbați, sunt absolut convinsă că Nelu e de vină. Oricum, Nelu în ultima perioadă nici măcar nu mă mai făcea să mă simt femeie. Iar Adrian a făcut tot posibilul să mă facă să mă simt din nou femeie. Să... E un bărbat adevărat, adică. Să știi că da. Care? Nu știu, e și finuț, îmi vorbește frumos, mă face să mă simt frumoasă. Mamă, ce să spun? Mamă, e... nu mă aveți bune! Da, mă, e minunat, e minunat. Deci mă simt în al nouălea cer. Auzi, dar spune-mi ceva, știe că ești căsătorită? Da, bineînțeles, știe. Știe că și el e, de fapt, căsătorit. Nu cred. Da, are și copii. Într-adevăr, sunt puțin mai mici, adică... Știi că Mirun are 26 de ani, m-am înțeles că unul dintre copiii 17, deci, dar oricum, deci îți place să joci periculos. Mă, nu știu cât de periculos. Nu știu cât este de periculos, dar cert este faptul că mă simt atât de bine în preajma lui și simt că și el se simte bine în preajma mea. Super mișto. Am convenit amândoi să avem o relație, așa, la sfârșitul zilei fiecare să meargă la el acasă. Iar mie chiar îmi convine. Doar că vreau să-ți spun un lucru. Vezi că la un moment dat unul dintre voi va vrea mai mult de la relația asta și să nu se tulbure aperele, înțelegi tu ce spun? Sinceră să fiu, n-aș vrea totuși să-l pierd pe Nelu, știi? El este omul care a avut grijă de mine. Nu mi-a lipsit nimic, da. Nici copiilor nu le-a lipsit nimic. Păi tocmai, ești într-o situație complicată, joci la două capete, ce faci? Hortensia are dreptate. S-ar putea să mi se aprindă călcâiele puțin mai tare, că eu sunt și posesiv atunci când iubesc. Deocamdată îmi trăiesc clipa, sunt fericită, mă simt frumoasă, mă simt femeie și alături de Adrian... Să știi că eu nu te judec. Femeia mea. Perfect. Să știi că eu nu te judec, mai ales că de când am vrut să fac afaceri cu Nelu și mi-a dat flit, eu îl consider un misogin. Ei, întotdeauna tu, Hortensia, ai avut ceva împotriva lui Nelu. Ai avut așa un os, un ghimpe. Da, recunosc. Da, obiectiv. Nelu este genul de om care mi-ar fi plăcut și mie. De ce nu? Dar pentru că s-a purtat urât cu mine și m-a refuzat, nu mai vreau să-l văd în ochi, nu-l mai suport. Dar în orice caz, eu nu pot să-mi permit să intervin în viața ta. Mă bucur pentru tine că te-ai însănătoșit și că ești fericită. Fă cum consideri tu mai bine. Auzi, tu ești prietena mea cea mai bună. Da. Crezi că este greșit ceea ce fac? Încerc să-mi fac traiul mai fericit un pic, să fiu mai fericită, pentru că, totuși, sinceră să fiu, Nelu m-a susținut în clipele mele cele mai grele. Oarecum faci ceva greșit, dar vreau să fii fericită, atâta. Mulțumesc, din suflet. În rest, nu mă interesează. Decât că ești aici cu noi, că ești bine, că ești femeie puternică, așa cum te știu dintotdeauna. Iar în privința lui Adi, simte-te bine, dar vezi ce faci. Da, trebuie totuși să am mare grijă, totuși. Hortensia a aflat ultimele noutăți din viața Laviniei și poziția ei este destul de clară. Consideră aventura prietenei ei cu Adrian indirect o răzbunare îndreptată asupra lui Nelu, pe care îl desconsideră. Însă, pe de altă parte, refuzul acestuia și faptul că nu are succes în viața personală ne poate face să credem că această Hortensia ascunde o doză de invidie pe care o resimte la adresa Laviniei. Au mai trecut două săptămâni și îi revedem împreună și fericiți pe cei doi amanți. Ei parcă retrăiesc acea dragoste adolescentină în care nu contează decât să-și trăiască orbește clipa cu maximă intensitate, fără să intereseze riscurile pe care le presupune relația lor. Oh, e așa de bine când sunt cu tine. Amândoi aveam nevoie de asta. Crezi? Sunt convins. Așa de... Recunoaște că și tu n-ai mai simțit de mult. Aveam nevoie de chestia asta, să știi. Și cred că și tu aveai nevoie. Sincer, mă simt ca un adolescent. M-am reîndrăgostit. Știi la ce m-am gândit? Te rog. Ce-ar fi să plecăm noi pentru câteva zile? Undeva. Ia. Sună bine. Undeva unde n-ai mai fost nici tu, n-am mai fost nici eu. La ce te-ai gândit? Ce-i spune de un Madrid? Bun. Madrid?
Ce părere ai? Chiar n-am fost niciodată. Nici eu n-am fost. Și cred că ar fi minunat. Ceva nou pentru amândoi. Exact. Păi, când ai putea? Când crezi că ai putea să... Și acum! Și acum! Acum cred că cineva n-ar fi de acord. Tu ce cred crezi? Că soțul tău... Îl îndrobotesc, eu stai liniștit, mă descurc. Zici? N-are ce să spună. Dar soția ta? Soția mea? Ce treabă are? N-are nicio treabă cu asta. Lavinia se cam grăbește cumva, dar o înțeleg. Sentimentele sunt foarte puternice între noi. Dacă nici ea nu spune nimic, atunci înseamnă că putem să mergem liniștiți, fără probleme. Sigur. Facem planul și ne dea. Mama? Cum se poate întâmpla așa ceva? Mama, cu un alt bărbat? Bună, eu sunt Adrian. Miruna. Încântat. Ce faci, mami, aici? Ce faci? Eu ce fac? Tu ce faci? Voi ce faceți? Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic, Miruna. Știi că nu am ascuns niciodată față de tine absolut nimic. Dar... trebuie să fiu fericită, trebuie să-mi trăiesc viața. Așa, și domnul s-a gândit să fiți fericiți împreună? Sau ce se întâmplă? Domnul... Când Adrian, o să ajungi la vârsta noastră, o să înțelegi. Aha! Dar ție nu ți-e puțin rușine? De ce mi-ar fi rușine? La Nelu nu te gândești? Ce să nu gândesc la Nelu? Că nu mai știu omul ăla ce puf să te mai țină? La cât te-a plimbat, cât a plătit, că te-a cărat pe brațe bolnavă cum erai? Nu te roade așa puțin obrazul pe interior? Nu. Miruna nu-și dă seama, dar eu nu am nicio vină că m-am încurcat cu Adrian. Nelu trebuia să mă țină lângă el. Nu-l înșel pe Nelu? Nu-l înșel deloc pe Nelu. Nu? Dar sunteți prieteni sau ce? Nu e ceea ce pare... Ba da, dar vreau să fiu fericită. Vrei să fii fericită și nu te gândi mai întâi să fii un om cu cap, să te duci să vorbești cu omul ăla, nu să lași cu ochii în soare? Vorbim. Să și te gândește, vorbim, nu stai puțin și tu aici unde pleci, gata, dai cu... Îți dau eu un semn. Mare bărbat. Un semn? Lasă, dragă, că îți dau eu un semn fix în frunte, să vezi după aia de mă ții minte. Mă așteptam la o reacție ca asta din partea ei. Dar nu mă agit. Timpul le rezolvă pe toate. Deci în secunda asta mergem acasă. Miruna, te rog frumos. Te rog frumos, Miruna, ascultă-mă. Ce să mai ascult, mama? Mă întrezesc când mă plimb și te prind în parc cu un alt individ. Miruna, nu! Nu spune așa ceva. Dacă ai fi în situația mea, la fel s-ar întâmpla. Mama, nu vreau să mă, nu mă mai vede. Nelu nu mă mai vede, femeie. Nu m-a mai atins tu și de când? De cât timp? Asta o discut cu el. Tu nu există așa ceva. Nu există. Nu există așa ceva. Nu există, mamă. Nu. Tu te gândești puțin că omul ăsta nu mai știe în ce puf să te mai țină. Câți bani a dat în continuare numai pentru bunăstarea ta, numai ca să te faci tu bine. Tu realizezi cum pică și pentru mine, că nu știu în momentul ăsta ce să gândesc. Că, Miruna, nu știu, Miruna, ce mai te rog frumos. Te rog frumos să mă înțelegi. Adrian este singurul om care m-a făcut să mă simt femeie. Da, bine, Adrian mă vede frumoasă, Adrian îmi spune cuvinte frumoase. Mama. De ce nu vrei să înțelegi că eu nu am pentru ce să fac? Pentru că nu pot să concep cum un om a investit în tine atât de mult timp din dragoste și tu în momentul ăsta calci în picioare tot ce a încercat el să clădească pentru tine. A avut probabil, nu știu, foarte mai puțină miliarde. Dragoste, restul, mai mamă, nu știu. Puțină dragoste și miliarde ca să te facă bine, ca să fii sănătoasă, tu te gândești puțin cum sună lucrurile astea. Dacă ai probleme și nu vă mai înțelegeți, nu e problema mea, discutați-le ca niște adulți, mergeți la terapie, nu este nu adevărat, știu. Miruna, te rog din suflet, te rog să mă înțelegi. Mai mamă, te bate? S-a făcut ceva vreodată? Ți-e frică să vorbești cu el? Care e problema? Nu vrea să asculte. Păi ai încercat măcar să... Exact, am încercat de multe ori să vorbesc cu el. Mamă, soția e înșelat în viața asta în general? Nu este adevărat. Nu, dar ce e? Dacă ea nu conștientizează ce face, înseamnă că e grav. Are fluturi din cap până în stomac. Mamă, știu că e o durere mare, dar n-ai cum să te comporți în felul ăsta fără să gândești. Există. Cum pur și simplu te duci în brațele unui individ? Nu, eu nu renunț la Adrian, pur și simplu. Nu, deci tu nu cred că renunț. Nu. Mama, nu. Tu nu mai ai ce discuta cu ei. Tu te gândești puțin că Doamne ajută că am fost eu și n-am fost altcineva? Te gândești că putea fi orice altă angajată de pe la firma lui Nelu? Să vină să te vadă și ar fi dat imediat fuguța să-i spună ce a văzut? Și ce ar fi văzut, Miruna? Scandal! Aia ar fi făcut, ar fi ieșit scandal, ar fi văzut fum și unde-i fum e și foc. Cred că am să-i spun că renunț la Adrian până la urmă. Numai ca să o fac, să tacă. Ce furtună am putut crea. N-ai cum pur și simplu să mă minți în fața că nu se întâmplă nimic, când v-am văzut foarte clar și chiar nu mă interesează. În secunda asta mergem acasă, discutăm. Tu cu omul ăsta nu mai ai ce discuta. Miruna, hai. Te rog frumos, hai, Miruna, hai. Mi-e atât de rușine. De mult n-am mai simțit așa ceva. Doamne, ce mă fac acum?
După incidentul cu fiica ei, Miruna, Lavinia nu s-a mai întâlnit cu Adrian câteva zile. Singură în casă, ea și-a pus ordine în gânduri și a așteptat ca Nelu să se întoarcă din Croația. Iată că acel moment a sosit. Oare ce se va întâmpla de acum înainte cu cei 10 ani de căsnicie în care cei doi soți au fost unul lângă celălalt, atât în momentele cele mai frumoase, cât și în cele foarte grele? Ce faci, draga mea? Ah, bine, ai venit? Ești bine? Da, sunt bine. Sunt frustrată de toată povestea cu Miruna. Nu pot să accept ce mi s-a întâmplat. Cât ai fost tu plecat, eu am avut destul timp să mă gândesc. La ce, draga mea? La ce? Pentru că m-am cam săturat să fiu singură, să nu mă bagi în seamă. Așa ți se pare ție, dragă? Nu mi se pare, așa este, așa este. Draga mea, dar cum să gândești în halul ăsta? Ba da, hai să spun care este treaba. Cum vezi hai tu viața exact. În felul nu, ăsta? Nu, hai să-ți spun eu. Tu nu mă mai vezi femeie, Nelu. Nu mă mai simți atrăgătoare, nu mă mai iubești. Spune mai cumva pe altcineva, vreau să draga știu. Draga mea, dar eu nu te înțeleg, ai dormit rău, ce cu tine? Nu. Cum poți să gândești în halul ăsta, dragă? Nu, cum adică să am pe altcineva, dragă? Așa, cum adică să bine. Nu te iubesc? Ba, cum poți să gândești atât în halul ăsta, de naiv? Parcă ești un copil mic. Nu sunt un copil, ideea este că tu nu... Abia am reușit să te fac să dormim împreună în același pat, după atâta vreme. Deci așa ceva nu se poate. Că n-am dormit cu tine să te protejezi, draga mea. Să nu crezi că n-am dormit cu tine. Am altcineva, să nu știu ce vrei tu să insinuezi. Te rog foarte mult, Nelu. Eu să știi că dau seama foarte bine despre ce este vorba. Lumea arde când vin în deplasare să intru în cir și scandal. Se vede că și-a mai revenit puțin. Nu mai sunt femeia care ai cunoscut-o acum 10 ani. Sunt sigură că... Tu aberezi? Tu nu vrei să mă mai atingi? Ți-e scârbă de mine cumva? Doamne, vreau să știu, vreau Doamne, să știu. Cum poți să gândești așa, draga? Așa? Știi ce cred că cel mai bine ar fi să... Să luăm o pauză, noi, deci... doi. De ce? Pentru că pur și simplu vreau să stau liniștită, vreau să fiu cu gândurile mele și tu și așa nu mă mai iubești, nu mă mai vrei. Doamne, sunt sigură că există cineva în viața ta, Nelu, nu se poate, nu mi-a sucit nimeni. Nu se poate așa ceva. Chiar dacă ar fi vorba de altă femeie, nu aș părăsi eu niciodată pe Lavinia. M-am gândit că poate chiar ar fi bine să plec undeva. A, foarte bine, păi dar nu ți-am spus că am vorbit cu Miruna. Nu. Să plecați în Grecia. Nu, Nelu, vreau să plec singură. Eu? Cum singură, dacă cu gândurile se facă mele. Draga mea, vrei să te rog foarte mult. Nu începe iarăși. Ți-am spus că sunt sănătoasă, ți-am spus că sunt bine, da? Deci te rog foarte mult. Doamne. Pur și simplu vreau să plec cu gândurile mele, eu singură, departe de voi, departe de griji, departe de calmează-te, tot. Dragă. De tot. Aude lumea, nu da, mai și acum aude lumea ce îmi plătește lumea facturile. Tot ceea ce fac și ce spun este calculat. În orice caz, eu nu vreau să-l pierd pe Adrian. Că ai stat puțin singură și parcă te-a tâmpit de tot singurătatea asta. Nu știu ce-i cu tine. Nu m-a tâmpit singurătatea, Nelu. M-a tâmpit indiferența ta. Faptul că nu vrei să mai ai nimic cu mine. Faptul că nu mă mai iubești. Și faptul asta că... te îndeamnă să pleci. Da, bineînțeles, vreau să fiu singură, eu cu gândurile mele. Ai ceva împotrivă? Nu cred. Să fii singură? Da, vreau să fiu singură, eu și gândurile mele, departe de lume, departe de griji, departe de voi toți. Bine, mă, dacă tu vrei să fii singură, ce pot să fac? Nu pot, dacă nu pot să te conving, dacă tu îți dorești singurătate și vrei așa să fii, treaba ta. M-am gândit mult. Adrian nu și-ar permite o excursie ca asta, dar eu, da. Nu mai suport, Nelu, tu nu vrei să înțelegi? Nu mai suport, sunt disperată, nu mai pot. Vreau să plec. Bine, draga mea, bine. Atât vreau. Du-te unde vrei tu, simte-te bine unde vrei tu. Foarte convingător discursul Laviniei. S-a îndrăgostit nebunește de Adrian, motiv pentru care nimeni și nimic nu mai contează decât cardul cu banii din care va plăti vacanța pe care și-o dorește atât de mult. În aceea zi, dar seara târziu, cineva se pare că nu are somn și se strecoară în baie ca să dea un telefon. Ce mai pune la cale Lavinia de data aceasta? Hei, ce faci? Bună, ce faci? Bine, ce să faci? Ce faci? Bine.
Of, abia așteptam să-l văd, mi-era tare dor de el. Vezi că am luat două bilete. E cazul să-ți faci bagajul. Eu l-am deja făcut. Mm-hmm. Cum ce prostii sunt astea? Ți-am spus că vreau să ieșim undeva numai noi? Nu știu că așa de rapidă ești. Normal. Tu spuneai odată, punct ochit, punct lovit. Adevărat. Deci, atât pot să-ți spun. Îți faci bagajele, da? Și ne vedem la aeroport. Eu plătesc tot, așa că fă-ți bagajele, domnule. E o zăpăcită și jumătate. Cine știe cum a făcut rost de bani? Mă rog, nici nu-mi pasă. Lasă-mă să plătesc eu, te rog. Cum să plătești tu? Vacanța asta o plătesc eu. Dacă vrei, mai facem o vacanță pe care ai să o plătești tu. Ce zici? Ok, și Miruna, ce zice? Lasă-o pe Miruna. Miruna n-are ce să zică. Eu plec singură, vreau să mă liniștesc, vreau să fiu liniștită, mă duc să mă relaxez. Ce poate să spună Miruna? Absolut nimic. Dar știi ce înseamnă singură pentru Miruna? Ea o să știe exact cu cine pleci, dacă îi spune Luna. Măi, și dacă îi spune ce? Și așa vreau să se termine odată. Îi spune, îi spune. Lavinia nu realizează riscurile la care ne supunem. Dar nu îi spune, îi spun eu că știu eu ce am crescut la ușă. Nu, nu o să mă dea de gol. Stai liniștit. Dar știi cum e cu copiii care sunt răzvrătiți? Nu știi ce pot să facă. Aia ce poate să facă? Nu are ce să facă. Stai liniștit că nu are ce să facă. Ok, atunci te aștept mâine la mine. Vii direct aici la mine la apartament. E un taxi, nu te vede nimeni. Să înțeleg? Să înțeleg că ți este dor de mine? Bineînțeles. Aha, deci așa. Deci așa. Da. Nu știu, să mă mai gândesc dacă vin mâine la tine. Asta e condiția, bagajele, acum mi le fac, numai că e condiția să te văd mâine. Bine. Bine, atunci așa o facem. Am să iau mâine un taxi și ne vedem la tine, la apartament, ok? Hai, te pup. Pa, 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 pa. Ciao. Sunt în al nouălea cer. Simt că plutesc. Vom fi doar noi doi și restul lumii. Lavinia și Adriana au stabilit tot ce ține de plecarea în vacanță. Au rezervat deja cazarea și biletele de avion au fost cumpărate, așadar nu le mai rămâne decât să decoleze spre Barcelona. Însă până atunci, cei doi amanți s-au mai întâlnit încă o dată la garsoniera lor secretă, după cum și-au propus. Iar acum se plimbă liniștiți. În sfârșit, mi se aranjează și mie viața. Parcă văd luminița de la capătul tunelului. Uite, așa aș vrea să am o casă și să-mi pun așa un pin din ăsta, să fie așa multă verdeață. Nu vrei să mergem să luăm niște fructe? Ceva de sezon, un pepene, ceva. Iar îmi vorbești de mâncare, Adrian? Nu vreau mâncare. Păi, le mai nebunit. Niciodată nu vrei mâncare. Înțelege? În primele săptămâni după tratament... Perfuzii. Nu, te rog, nu mai vreau. Asta nu înseamnă mâncare. Nu poți să stai toată viața pe perfuzii. Te rog, vreau să termin cu prostiile. Trebuie să mănânci fructe, legume, trebuie să te pui pe picioare. Ești o femeie sănătoasă și îți trebuie vitamine. Vreau să fii sănătoasă. Înțelegi? Uite, dacă vrei... Mergem și îți gătesc eu. Îmi spui ce vrei și îți gătesc eu. Are dreptate. De acum încolo trebuie să am mai multă grijă de mine. Și cu siguranță ne va fi bine la amândoi. Bagajul ți l-ai făcut? Este gata? Știi că mâine dimineață, pe la ora 5, trebuie să plecăm? Pentru că la 7 se face check-in-ul. Și ar trebui să ajungem din timp acolo, să știi că nu așa. Dar cel mai bine, cred că ar fi să mergem frumușel amândoi, să te ajut la bagaj. Ok, și... tu te pricepi mai bine cu organizarea. Și facem bagajul. Așa facem. Sigur că da. Ai, ai, ai. Aia nu-i Lavinia, nu e mai căta gen? Nu pot să cred. Mă ajuți cu bagajul. Mhm, vedem? Super. Ha. Ce faci, Lavinia? Ionuț. Ionuț. Dar nu pot să cred.
Ce-mi fac? Prima oară Miruna, acum Ionuț. Ce cauți aici? Sunt cu un coleg. Tocmai îi... trebuia să-i fac un proiect. Trebuie să-l ajut cu un proiect. Ai impresia că sunt fraier? Se pare că scrie prost pe fruntea mea? Nu, dar nu e ceea ce crezi, Ionuț, dragul meu. Băi, frate, cum sunt femeile astea. În loc să-i mulțumești, tate, pentru că a băgat bani în fundul tău, asta faci? Umbli cu amanți? Trebuie să vorbești civilizat. Cine ești, leșinatule? Cine ești? Uite, știi ce? Eu nu permit așa. E mai bine mă retrag. Te rog, stai liniștit, că nu sunt... Ionuț, nu poți să vorbești, totuși este... Este cine? Un om de seamă cu mine. Și? Și, uite, noi mergeam acum să-mi arate, pentru că eu trebuie să-i fac un proiect. Spune ce cauți aici. Tata știe ce faceți voi acum? Tata știe unde ești tu? Nu, sau poate trebuie să afle. Spune-mi, trebuie să afle? Nu are de ce să afle, Ionuț. Tu nu înțelegi. Cum nu are de ce să afle? A băgat bani în tine și umbli cu alți bărbați în parc. Ionuț, n-ai cum să înțelegi la vârsta ta. La vârsta mea, când ai să ajungi la vârsta mea, o să-ți dai seama că... Că ce? Că ce? Că nu este chiar atât că de... Că nu trebuie să fii recunoscător față de un om care a băgat bani în mine ca eu să pot să trăiesc? Să umbli cu alți bărbați în parc? La asta chiar nu mă așteptam. Mi-a încurcat foarte rău planurile. Uite, eu nu vreau să particip la asta. Mai bine mă retrag și... Ce să te retragi? Nu stai așa, stai așa. Să vedem ce are tata de spus în toată situația asta. Trebuie să știe și tata. Să vedem ce are și el de spus. Că tu stai cu bărbații prin parc, te plimbi, tu faci proiecte. Și dacă stau bine să mă gândesc, Ionuț, nu ești fiul meu. Așa? Și chiar dacă ai fi fiul meu, nu-ți datoresc ție explicații. Cum-ți permiți? Uite, eu mai bine mă retrag. Nu vreau să particip la discuția asta, mă duc în casă și... Stai puțin. De ce să nu dăm Adrian cărțile pe față până la urmă? Este viața noastră, trebuie să trăim viața. Să ne pripim. Tu de trebuie ce? Să ai o discuție cu tata, să niște că tu oricum o să ai o discuție cu tata. Tata trebuie să afle adevărul. Spre deosebire de Miruna, Ionuț nu poate accepta ideea că tatălui este înșelat și folosit de Lavinia, așa că inițiază o întâlnire finală care ne va dezvălui ce înseamnă dragostea cu adevărat și dacă ea există la orice vârstă. Spune, tată, cum te simți? Cum te simți când ai purtat-o pe brațe prin spitale și ai investit bani în ea? Spune-mi, ce părere ai despre asta când vine cu ăsta aici în fața noastră? Ca să ce? Ionuț, tată, aceeași întrebare mi-o pun și eu tot timpul. Și mie nici eu nu pot să-mi dau seama cum a apărut acest om în viața ei, de unde a avut ea ideea asta că eu nu sunt bun, poate nu mai sunt eu bun pentru ea. Hai să întrebăm pe soția dumneavoastră. Cum de s-a ajuns în această situație? Ia spune la bine. Ei, vă spun eu cum s-a ajuns în această situație. Nelu. Da, dragă. Ai făcut tot posibilul să mă faci să mă simt urâtă, să mă simt, să nu mai simt femeie, să nu mai simt bine. Ce era silă, cred că, de asta mine. Asta ai înțeles? Ți pare că s-a chinuit să facă asta pentru tine? Asta ai văzut tu? Da, bineînțeles. Că s-a chinuit să te înjosească? Da, asta a făcut. Bun, da, înțeleg că dumneavoastră, tocmai ce ați ieșit învingătoare dintr-o luptă cu o boală al naibii de grea. Foarte grea, domnul Ernest. Și să înțeleg că bătălia asta s-a purtat vreme de câteva luni bune, dacă nu și un an, nu-i așa? Dom'le, dar eu am stat lângă ea în continuă, dom'le. Ai stat vreodată lângă ea? Eu nu știu cine ești dumneata, de unde este ai apărut. Omul, el este Adrian, omul care a avut grijă de mine atâta vreme cât am stat în spital și care m-a făcut să mă simt cu adevărat femeie. Face parte din tratament, adică... Ei, Dumnezeu! Bineînțeles că nu. Asta e o întrebare ironică. Bineînțeles că nu... Păi, având în vedere că îi cunoșteați situația doamnei și având în vedere că la rândul dumneavoastră și dumneavoastră sunteți căsătorit și aveți doi copii, nu știu, mi se pare totuși că jucați un pic la ruleta rusească aici, nu-i așa? Mi-a tăi, ești un om serios, am zis că ești doctor. Pe cum ai văzut? Tu ești asistent. Asistent, bun, e ceva sanitar acolo. Cum ai văzut dumneata viitorul acestei femei? Cum ai... Dumnezeu, e căsătorită cu mine. Știi, are un imperiu cu mine făcut, domne. Nata, înțelegi? Da, sigur că înțeleg, sigur că știu. Nata, nu știi să numeri câți bani am eu cu femeia asta. Nata, nu dai seama. Crezi că numai despre bani este vorba, Nelu? Ce te-a făcut pe tine bine? Nelu, crezi că numai banii te fac bine, gratis? Dar nu. Dar omul ăsta m-a făcut să mă simt bine. Să știi că ajută foarte mult la boala care am avut-o eu. Frumos să nu ne certăm. Adică, totuși, având în vedere faptul că
ați reușit să învingeți lupta asta? Mi se pare așa, în momentul de față ar trebui să fiți recunoscători pentru fiecare zi, pentru fiecare clipă până la urmă. Bineînțeles, domnule, bineînțeles. Ia, ce e asta, o refulare? Nu înțeleg ce răcorire vedea în creierul ei. Cum vedea? Mă, să vă dați seama, domnule, ca să trăiți în clipele mele, să vii seara, să o vezi văitându-se din minut în minut, să o vezi fără păr. Doamne, Dumnezeule, pe ce coșmar am trecut. Nu mai avea niciun fir de păr în cap, da. Numai eu știu, da. Aș fi fost în stare să-mi vând și casa și patul, tot ce am agonisit, bineînțeles împreună cu ea. Numai să o văd sănătoasă înapoi cum a fost. Pentru că eu am iubit-o, domn. Eu am luat-o din dragoste pe această femeie. Eu nu am luat-o după stradă, spală-te și bagă-te în pat cu mine. Noi am clădit un ceva împreună. Nu l-ați simțit pe soțul dumneavoastră alături? Nu l-ați simțit implicat în ceea ce înseamnă tratamentul dumneavoastră? Exact, recuperarea? Domnul Ernest, exact cum ați spus și dumneavoastră, este o boală cumplită în care nu ai nevoie numai de bani. Ai nevoie de o vorbă bună. Ai nevoie de o afecțiune. Ai nevoie... Și soțul dumneavoastră nu v-a fost alături? Nu a reușit să vă motiveze? Tu chiar nu realizezi, tu nu conștientizezi. De un an de zile, de când tu ai avut necazul ăsta, ai trecut prin cumpăna asta, eu am cheltuit, tu nu știi hai, nimic. Hai, scoate-mi ochii acum. Am cheltuit sute de mii de euro, înțelege-te, cu tratamentele. Ce facem, scoți ochii acum? Nu, draga mea, dar trebuie să înțelegi pentru ce eu trebuie să muncesc, acum să recuperez. Da, și eu am să vin și am să muncesc împreună cu voi acolo. Un an în care eu n-am scos nici bilete de tramvai. Tu înțelegi? Eu am tot ce am scos în ultimul an, am băgat în tine, înțelege-te. Trebuie să-mi scoți ochii la fiecare pas, nu se poate așa ceva. Și am vorbit cu Miruna, cel puțin, și Miruna este de acord, 6 luni trebuie să mai stai, draga mea, la pat. Doamne ferește, cum să stau la pat, Nelu, ferească, Dumnezeu. Draga mea, eu trebuie să fii conștientă că ai trecut printr-un mare, mare impas. Am trecut. Nu de bani cred că avea nevoie. Banii n-aduc fericire. Doar numărul lor. Vedeți? Tocmai atitudinea asta vă face să o pierdeți. Da? Da. Asta m-a făcut să o pierd. Da. Bun, dacă lucrurile sunt așa cum spuneți dumneavoastră, atunci de ce ați cerut doamnei Lavinia ca natura relației să fie una cât se poate de neserioasă până la urmă? Da? Adică i-ați cerut discreție, să vă faceți de cap și cam atât. Cred că dacă ne-am dat o șansă, ar putea fi ceva frumos între noi. Din câte îmi spui tu mie, să înțeleg că nici la tine nu e totul roz, nici nu ești fericit? Sau? E o poveste lungă. Mai mult stăm pentru copii. Locuiți, presupun, împreună, sigur, nu? Sigur, nu ne putem despărți momentan. Înțeles. Vă faceți de cap și cu soția dânsului, dar în același timp vă păstrați și familia? Adică știți că acest om are un apartament închiriat unde pur și simplu se întâlnește cu soția dumneavoastră. Extrem. Și cam aia e, după care el se întoarce acasă la soția lui, la copiii lui. Dar nu asta a fost ideea. Îmi cer scuze, nu asta a fost ideea. Noi s-a întâmplat să ne placem. Așa a început relația. Dumneata, lucrezi în sănătate sau ești golan, dumneata? E, vedeți, deja aici începem cu jignirile. Dumneata, te duci cu nevasta, un apartament închiriat. S-a întâmplat să vă îndrăgostiți vreodată? Ce vorbești, și ce să... Cum să mă îndrăgostesc? Da, se poate să te îndrăgostești la orice vârstă. Atât am îndrăgostit în viața mea. Atât. Uite așa. Sunt mai multe feluri de a iubi. Care, domnule? Ia explică-mi. Poate eu sunt de la țară, poate nu știu. Vai de capul meu, așa ceva nu se poate. Ce nu se poate, nu se poate să fii atât de obraznic. Auzi? Dacă nu te ești făceai obraznic. Bine, sunt obraznic. Dacă da, nu te ești făceai obraznic, bine, nu așa se vorbește. Mai te duceai cu omul ăsta dacă nu te făceai bine. Poate acum mă duceam de unde știi. Făceam parastase și pomene acum. Asta e, poate erai mai fericit. Doamna Lavinia, dar de ce nu ați reușit totuși comunicând cu soțul dumneavoastră să reușiți să ieșiți din acest impas? A fost mai simplu să începeți o aventură cu Adrian? Am încercat de foarte multe ori să vorbesc cu soțul meu. Nu a avut urechi să audă, ochi să mă vadă, nu a stat niciodată să mă asculte. Și atunci am simțit nevoia să găsesc alinare în brațele altcuiva. Și s-a întâmplat să fie în brațele Adrian. Da. Lavinia, foarte bine. Și acum ce ai de gând? Bun. Vă iubiți? Vă iubiți? Spune-mi ce ai de gând. Hai să-ți spun, să dau cățile pe față, vrei? Te rog frumos. Deci eu am de gând să divorțez. Poftim?
Hai să nu ne pripim. Hai să... Stai puțin. Stau un pic să le gândim lucrurile. Te rog să nu te bagi. Eu nu-ți lasă-i, tată. N-a fost vorba. Ești mult prea tânăr ca să înțelegi ce este în sufletul meu. Ok? Azi că domnul asistent știe ce e în sufletul tău, da. Da, știe și știe. Poate o face parte din tratament să le complimenteze. Iarăși începem cu ironiile. Păi, pe bune, adică, na, până la urmă... Nu, bineînțeles că nu face parte din niciun tratament. Profesional vorbind, nu prea vă face cinste. E adevărat. Adică... Da. Deci soția mea vrea să divorțeze și te ia pe dumneata, nu? Păi, dar tu nu vezi ce om ai lângă tine? Tu nu vezi că omul ăsta obosește vorbind? Ce vrei tu să... Așa am fost eu în viața mea? Auzi, știi ceva? Ce vrei tu să faci cu omul ăsta? Să cumperi pătrunghel și de uștean în piață? Despre ce vrei, mă, să vorba, faci? Despre asta e vorba. Păi ce vrei, dumne? Unde te duci dumneata cu el? La techirică, să vă dați cu nămol? Ce vezi dumneata, dumne? Exact așa cum este, așa-l vreau. Așa-l vrei? Da, așa vreau. Asta e mulțumirea ta? Așa ai stat tu cu mine? Știi ceva? Hai să încercăm discuțiile, să nu mai ridicăm tonul. Eu divorțez. Clar, deci fără niciun fel hai de problemă. Hai să nu ne pripim. N-a fost vorba de divorț. Haideți să luăm lucrurile încet. Nu cred că Adrian, e momentul de totuși divorț. Am vorbit, ok. Știi bine că noi am copii, am avut o înțelegere. Foarte bine. Ar fi bine, bine să rămânem acolo. Stai puțin că încep să... Adică ce vrei să spui? Da, tu dacă divorțiezi, păi tu pe dar cine vrei să iei? Dar treaba mea pe cine vreau să iau. Nu înțeleg. Pe el îl iau. Păi văd că dumnealui... Păi el nu vrea. Nu contează. Dumnealui e căsătorit, are doi copii. Cum să le... Nu vorbim despre asta. Haide să nu... Eu. Hai un pic să lămurim lucrurile. Deci nu. Păi și atunci, vrei de la păi și atunci practic, asta. De ce i-ați mai sucit mințile doamnei Lavinia? S-a întâmplat, ne-am îndrăgostit, ne-am plăcut. Mi se pare mie că dânsa s-a cam îndrăgostit. Da, m-am îndrăgostit. Da, este foarte adevărat. Și totuși, aș fi vrut să fie o relație între noi, o relație frumoasă. Este, există. Da. Păi văd că tu te cam eschivezi acum. De ce? Dar n-a fost niciodată vorba să divorțăm. Nu despre asta am vorbit. Dom'le, știi ceva? E vină cu oțe că vreau să vorbim puțin bărbătește, așa ca doi oameni. Ok. Serios, așa ca doi bărbați. Ok. Uite, măi, Adriane, cum stau treburile. Eu am cam înțeles cam ce vrei tu de la viață. Și experiența vieții mele nu dă greș. Eu știu că femeia mea sau, hai să zic, femeia noastră, e o femeie frumoasă, știu că îți place și place tuturor cei ce o văd, da? Am înțeles ceea ce vrei tu de la viață. Și, uite, eu îți propun o chestie, care nu știu dacă ți-o mai propune încă un bărbat pe planeta asta. Eu aș vrea să rămâi în continuare cu ea. Aș vrea să fie ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. Rămâi cu ea frumos, elegant. Ce joc e asta? Nu e niciun joc, nu e niciun călușar, niciun joc, nicio sârbă, nicio horă. Tu rămâi cu ea frumos, vă vedeți în continuare cum v-ați văzut și până acum, frumos, elegant, ca și cum eu n-aș ști nimic. Da? Vă duceți, vă întâlniți, unde ai zis tu că ai luat un apartament cu chirie ca să vă simțiți bine, să vă iubiți? Nu înțeleg unde merge discuția, deja discuția? Despre ce vorbim. Nu, 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 să nu te gândești la ceva rău. Eu să știi că nu mă interesează nici de familia ta, nici de copiii tăi, nici de soție, nici de nimeni. Ar fi culme. Nici nu o să știe niciodată. Nici tu cum, să vrei să-ți dau la notariat ce m-am scris? Din partea mea, eu nu vreau să stric ție familia. Dar, ai grijă de la Vinia în continuare. Da, vedeți-vă în continuare. Îți place ce ai creat între ei? Ce am creat între ei? N-am înțeles, ce am creat între ei? Eu nu înțeleg de ce te baci tu copil la 25 de ani în sufletul și în viața. Măcar, nici măcar doamnă, nu ești copilul meu. Eu știu că poate nu legitim, vă convine, da? Să auziți asta în acest moment, da? Dar și fiul dumneavoastră Vitreg și fiica dumneavoastră și soțul dumneavoastră au suferit în enorm. Perioada în care ați purtat lupta cu boala. Oamenii aceștia v-au fost alături. Corectați-mă dacă greșesc, dar nu e una. Greșiți. Și scuzați-mi exprimarea non-academică, v-a cam făcut cu ou și cu oțet în momentul în care a aflat despre acest Adrian. Da,
tare de șoc. Tu îl înșel pe Nelu? Nu îl înșel deloc pe Nelu. Nu? Dar sunteți prieteni sau ce? Nu e ceea ce pare... Ba da, dar vreau să fiu fericită. Vrei să fii fericită și nu te gândi mai întâi să fii un om cu cap, să te duci să vorbești cu omul ăla, nu să lași cu ochii în soare? Vorbim. Să și te gândește, vorbim, nu stai puțin și tu aici unde pleci, gata, dai cu... Îți dau eu un semn. Mare bărbat, un semn? Lasă, dragă, că îți dau eu un semn fix în frunte, să vezi după aia de mă ții minte. Tu, hai, acasă, avem de discutat. Lavinia, 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 vino încoace, Lavinia, vino încoace, puiule. Tu știi că eu niciodată n-am ascuns de tine absolut nimic. Spune și Miruna știa. Și totuși ea este fica dumneavoastră, da? Adică aș putea să-l înțeleg. Nu m-am ferit niciodată de fica mea, i-am spus pentru că asta simțeam nevoia să am un suflet care să mă înțeleagă. Da, perfect. Ei au fost lângă mine, au suferit. Dar ceea ce simțeam nevoia, nu aveam. Simțeam nevoia să vă întreb de iubire, că... domnule Ernest. Da, simțeam nevoia este de clar, mâiere, domnule Ernest. Fiecare dintre noi are nevoie să fie iubit, să fie mângâiat, să fie apreciat. Dar până la urmă, familia dumneavoastră, soțul dumneavoastră, prin gesturile lui, prin faptele lui, nu v-au demonstrat asta? Am vorbit cu Miruna. Ce ai vorbit cu Miruna, adică? Am vrut să-ți fac o surpriză. Ce surpriză? O să plecați în Grecia. Toți trei? Toți doi, tu cu ea. Stai puțin că n-am înțeles. Eu cu fica mea, adică da, Miruna. Tu cu Miruna. Auzi, da. Veți pleca frumos, vă dau tot ce vă trebuie, da, să vă relaxați pe insulă. Asta vezi tu fericire. Auzi, Nelu. O să simțiți valurile, să fie Nelu, frumos. Da. Nelu, spune-mi și mie, te rog, dar noi doi, când o să plecăm într-o vacanță? Dar n-am nevoie de bani? Îmi dai bani? Bineînțeles că îți dau tot ce trebuie, dragă mea, numai să te văd fericită. Hai de capul deci, meu. Eu am treabă, iubițico. Știi ceva? Și eu am amantă. Și are 25 de ani. Ai înțeles? Lupul moralist. Lupul moralist? Nu e niciun lup moralist. Asta este condiția mea, ca ea să nu divorțeze. Ai înțeles? Adică, este adevărat cumva că soțul meu mă înșală? Nu cred. De ce să nu credeți? Soțul meu să mă înșele? Un clișeu clasic de altfel, doamne. Secretar. Nu cred că vorbiți serios. Poftim? Am o surpriză pentru tine. Ce surpriză? Te-ai mai făcut curioasă. Ce surpriză? Da. Ce îți dorești tu cel mai mult? În ultima vreme. Vacanță? Concediu? Team building? Pentru că ai avut 10 la purtare. Așa. Ce să faci? Știm. Mamă. Zim. Ai vrut Croația? Ai Croația. Și că stăm. Așa ce? Puțin? 4 zile. Zi mersi și pentru astea. Păi da, de ce 4 zile? Adică am muncit din greu pentru excursia asta. Bine, stai puțin. Știi foarte bine ce situație suntem. Știi problema la Viniei, da? Aș vrea să stăm 2 săptămâni. Nu se poate decât 4 zile. Lasă-o așa 4 zile. Auzi, zi mulțumesc și pentru atât, te rog frumos. Doar mergem împreună. Sunt domnul Nelu. Domnișoara secretară. Aș vrea să punem punct. Bine, puiul meu, domnul Nelu. Nelu, tu l-ai plătit? Periți ăștia, periți poate au urechi. Normal, la 54 de ani nu se compară cu 25. Iubirea nu știe carte, nu măsoară și nu treabă. Iubirea nu știe carte. Știm foarte bine de ce ți-e bine cu mine, da? Pentru că nu-i lipsește nimic. Ia-l în brațe pe tatăl tău. Pentru acest tu mai vrut să mă părăsești? Tu pui punct acestei relații? Uite ce face Dumnezeu. Că o să vină vremea când o să stai la 2 metri față de mine. Cu domnișoara aceea care este de vârstă cu Ionuț? Da. Secretara. Poftim, Ionuț? Ia-l în brațe pe tatăl tău. Domnișoara secretară. A, deci acum înțeleg. De ce nu mai sunt frumoasă? De ce nu mai sunt sexy? Normal, la 54 de ani nu se compară cu 25.
E frumos, Ionuț. Acum ce mai spune? Dar nu aș vrea să săriți neapărat la concluzii pripite, da? Adică ar trebui să știți tot adevărul. Nu este ca și cum face asta de ani de zile. Da, chiar aș vrea să aflu. Face treaba asta soțul dumneavoastră de când v-ați îmbolnăvit. Știi foarte bine, sau cred că te aștepți la treaba asta. În 2-3 luni, Lavinia va reveni la birou. Da? Așa că ne bucurăm cât putem, cât timp mai avem. Că o să vină vremea când o să stai la 2 metri față de mine. Te bucur, foarte bine. Te bucur doar. Hai, nu mai fi supărat așa. Repede. O rocănoasă. Tocmai îi spuneam soției dumneavoastră despre Corina. A fost o pierdere de moment. Trebuia cineva să existe și pentru unele necesități. Ce ai spus? Nocturne. Deci era normal, probabil. N-a fost Doamne. Iubire. Eu n-am ținut și nu pot să țin la o fată atât de tână. E normal. Da, e de seamă cu fiul tău, Nelu. Despre ce vorbim? Mea, iubirea nu știe carte, nu măsoară și nu întreabă. Ah, iubirea nu știe carte? Da. Perfect. Ai auzit? Iubirea nu știe carte. Da. Da, eu vreau să pun stop aceste discuții. Cred că devine prea mult pentru mine. Aș adică vrea să punem punct relației noastre. Da, Adriane, spune-i, te rog frumos. Aș vrea să punem punct. Tu pui punct acestei relații? Adică tot ce a fost, atât cât a fost, s-a terminat? Da, cred că e momentul să punem stop. Eu cred că tu glumești. Părerea mea e că mă depășește situația. Cred că ne depășește pe toți. Nelu, tu l-ai plătit? Deja mă jignești. Deja mă jignești. Când vreodată crezi că aș accepta așa ceva? A lăcrimat pentru tine. Și la sufletul meu nu te gândești. Tocmai. Că mă gândesc și nu vreau să mergem mai departe decât putem să mergem. Eu cred că dânsul se gândește că în momentul în care dumneavoastră veți divorța și o să stați mai tot timpul pe capul lui, nu prea va mai putea să țină la ascuns aventura asta. Dar nu se pune problema de divorț. Tocmai că asta ar trebui să se întâmple. Draga mea, nu se pune. Oricum voi divorța, nu vreau nimic. Știi că am 2 copii, știi că am o soție, n-aș vrea să mă mai cauți și aici cred că e timpul să mă retrag. La revedere. La revedere. Pentru acest om ai vrut să mă părăsești? Da? Da. Uite ce face Dumnezeu. Te-a făcut ce bine. Face? Și tu ce făceai? Îmi dădeai cu șutul mie. Pentru cine? Uite. Așa se făcea și în Gara de Nord. Să urca în tren și te lăsa. Deci așa ceva nu se poate. Chiar nu m-am gândit. Nu m-am gândit că mă va dura atât de tare. Și să plece să-mi spună nu mă mai cauți. Lavinia. S-a terminat, deci așa ceva. Ce lecție nu. Mai grea poți să vezi în afară de asta, Lavinia? Tu vrei să mă părăsești pentru acest om, Lavinia? Cum? Lavinia, omul ăsta te-a lăsat în cele mai grele clipe ale vieții tale. Acum te-a lăsat. De ce sunt cele mai grele clipe ale vieții mele? Nu este adevărat. Tu te-ai făcut nu bine, da, m-am făcut și m-ai bine, lăsat da? Pe mine. Și mă lăsai pe mine. Da. Și da, eu și vreau să divorțez scurt pe noi, nu mai discutăm. La bine. Noi, ascultă-mă, tu nu vei găsi un om care să ai o chimie atât de bună cu el cum am avut noi de 10 ani la bine. Noi am făcut în 10 ani ce alții trebuie să facă în 200 de ani. De ce nu vrei să recunoști? De ce? Recunosc. Pentru ce? Pentru o clipă de rătăcire cu acest doctor, asistent, ce infelcerul ăsta, infirmierul ăsta, ce pune plus, ca nu știu ce. Deci, pe mine nu mă interesează. Încearcă să nu-l mai jignești. Ce să jignești? Te rog să nu-l mai jignești. El nu te-a jignit pe tine. Dar nu pe tine te-a jignit. Nu ți-a adresat cu viață. Dar pe tine nu te-a jignit. V-a jignit pe dumneavoastră. Dar pe tine te-a jignit. Întrebarea mea este alta. Voi ce viitor mai puteți avea? Adică ați trecut amândoi printr-un divorț ca să formați după aceea o familie. Culmea, copiii voștri care sunt din primele căsătorii se înțeleg foarte da. Bine unul cu celălalt. Înțeleg că ați construit o afacere împreună, dar acum ați ajuns în punctul în care fiecare să aveți câte o relație paralel. Domnule, știți ceva? Între mine și secretara mea de la birou, Corina. Eternul clișeu, da. Da. La mine discuțiile au fost extrem de clare.
cu un zid extrem de puternic, mai mare decât zidul Berlinului. Corina, ce înseamnă asta? Ți-am spus să fii un pic mai atentă. Ai văzut, a venit Miruna. Cum te-a găsit aici? Urcată pe biroul meu, mai aveai puțin și te urcai pe mine. Dar m-am dat jos. Nu se poate așa ceva. Am sărit după birou când... Dragă, ți-am spus să te controlezi. Și la gură, și la fapte, și la mimică, și la orice, e foarte important. Tu unde știu eu că nu vine cineva și îmi pune un microfon pe Dar ce am făcut rău? Dragă, unde, dar nu înțelegi? Trebuie să fii foarte, foarte atentă la orice îmi spui aici și orice ar fi după pereții ăștia, pereții poate au urechi. Pentru meu, că știi că te iubesc. Te rog frumos. Corina, aici sunt domnul Nelu. Atenție! Bine, puiul meu, domnul Nelu. Dom'le, te rog frumos, controlează-te și nu încearcă să înțelegi. Lavinia este Lavinia, tu ești tu. Viața păi de acasă este Lavinia. Păi cum eu sunt eu? Păi dar nu. Eu și atât. Păi dar ce vrei mai mult la atât? Păi dar vreau să avansăm și noi în relația asta. Draga mea, te iubesc atât. Bine, ok, și eu te iubesc. Dar aici rămâne. Tu nu înțelegi? Aici. Nu-mi cere mai mult de atât, că nu se poate. Înțelege-te. Și tu ar trebui să înțelegi. Acasă este acasă, aici este aici. Viața noastră aici rămâne la nivelul ăsta. Este un zid pe care nu putem să trecem. Tata, eu pe tine te plac. Niciodată, eu nu am avut intenție cu această fată. Cu tot respectul, aceeași discuție a avut-o și soția dumneavoastră cu asistentul, da? Păi da, da, ea a crezut că asistentul, în momentul când va fi liber. Și cel mai probabil că secretarea dumneavoastră la fel vânează clipa în care nu va vrea mai mult. Corina, hai să fim realiști. Te rog frumos. Tu ai 25 de ani, da? Mâine, poi mâine, îți găsești pe altul oricând. Mai jos de vârstă decât mine, cu o situație și cu o firmă poate mai prosperă decât a mea, oricând, în secunda a doi, ți-ai mutat coviltirul. Nu-mi spune tu mie că mă iubești de îți expiră buletinul. Lasă astea cu iubire și cu asta. Știi foarte bine și știm foarte bine de ce ți-e bine cu mine. Da? Pentru că nu-ți lipsește nimic. Ce atâtea discuții și astea? Te rog frumos, aici rămâne tot. Bariera nu se ridică niciodată. Trebuie să înțelegi treaba asta. Te rog frumos. Da, da, și tu ar trebui să înțelegi că ne iubim de atâta timp. Nu știu de ce tragi cu dinții de relația ta de acasă. Păi, Corina! Domnul Nelu! Corina, doamna Corina, chiar nu înțelegeți că aici rămâne tot la nivelul ăsta? Ce atâtea discuții, domnule, suntem copii? Cu asta basta. Domnule Nes, vă rog, întrebarea este între mine și mai are vreun sens să continuați? Pentru că puteți fi la fel de bine partener de afaceri și fără să mai fiți soț și soție. Eu cu ea voi rămâne în continuu. Eu cu ea voi rămâne în continuu. Da? Să rămâim continuu, da, vom ce? Sterge cu buretele tot ce a nu fost cred. Și poate, din partea poate, ta și din poate, partea poate, mea. Poate vom rămâne parteneri de afaceri. Capul, și parteneri de pat. Atât. În niciun caz. Ba da. Mă mai gândesc. Lasă, auzi. Te rog, mă frumos. Mai gândesc. Lasă-mi timp, lasă-mi timp de gândire. Eu îți plătesc 2 luni de zile. Unde vrei tu? Te rog eu frumos. Da? Hai, te rog. În timpurile moderne, căsătoria nu mai este o uniune pe viață, pentru că ea ori se transformă într-o afacere, ori în concubinaj, pentru că imaginația oamenilor este infinită. În povestea noastră, a doua căsătorie a protagoniștilor noștri părea reușită, dar și profitabilă. Însă boala este o încercare care pare să testeze nu doar coeziunea Laviniei și a lui Nelu în fața suferinței, ci și maturitatea relației lor. Dar se pare că șansa în fața bolii nu garantează și reîntregirea echilibrului matrimonial. Și aici intervine Adrian, bărbatul vânător, care caută aventuri în afara căsătoriei, în capcana căruia a căzut Lavinia. Această femeie ce întruchipează eșecul în căsătorie, de care aminteam la începutul acestui discurs. În ceea ce îi privește pe copiii din căsătoriile anterioare, aceștia confirmă egoismul proverbial al unor odrasle care își revendică părinții din interese doar de ei știute. În final, din păcate, ajung la concluzia că proverbul valabil pentru toți cei implicați în această poveste este că ravul din fire nu are lecuire.
Hai să le zicem sponsor. Okay. Ok. Și doar caută în ce să investească. Ia spune, îți place? Adică okay. E meu? Da, pentru tine. Așteptăm aici? Nu o să așteptăm mult. Mi-e foarte foame, dar mi-e foame de tine. Mi-a fost rău de tot de tine. Ia recuperează-ți energia. Ce frumos e, mulțumesc. La urmă tot proscoi ești, Azbân. N-ai văzut ăștia tineri? Ori iau bani de la părinți, ori se comportă urât cu tine. Am făcut planurile pentru weekend, așa cum am vorbit. Vineri, plecăm la munte. Ce căutată mai ești? E Diana. Ești un sponsor mai bogat? Care-i problema? Vrei un tarif mai mare? A devenit foarte posesiv, gelos, stresant, a început să mă controleze. În secunda asta trebuie să dispar din casa asta și să-l lași pe fiul în pace. Spune-mi că nu e adevărat. Fica dumneavoastră este o femeie ușoară. Ai tăi sunt la țară. Tu ești aici. Poți să le zici absolut ce vrei tu.